Deci, astăzi am să vă povestesc ceva ce cumva, când m-am uitat în jurnal, cât de drăguț era Piciu, cel puțin. Am zis că vreau să fac episodul ăsta oricum. Câinii mei de la bloc. Eu în casă am avut doi câini. Și anume Nera și Tessie, pe care am ascuns-o acum pentru că nu vreau să audă cum vorbim despre alți câini și după care să mă omoare în somn. Eu am avut doi câini în casă. Nera, care era un câine lup mare și negru, pe care nu am desenat-o aparent pe niciunde, și pe Tessie. În afară de ăștia doi, am mai avut, cred că, patru câini care toți au stat în fața blocului. Pentru că v-am zis, părinții mei nu mă lăsau cu câine în casă și... Na, până și Nera a ajuns la țară. Să începem cu începutul. Fetița, care... E, după cum spune și numele, o fetiță, era blondă. Piciu, care era un câine foarte, foarte mic și până și când era adult, tot mic era. Ăsta era pui pe viață, nu știu care era faza cu el, dar la noi Piciu. Îl chema Machu Picchu, mai exact. Nu știu dacă știam ce aia Machu Picchu pe vremea aia, dar am inventat-o de pe atunci. Lupu, câine peste care a dat mașina. Asta e tot despre el. Vă spun după aia povești la fiecare în parte, așa pe scurt. Și Naginata. Naginata n-are nimic important decât coada. Și faptul că se ține de tine peste tot, dar coada. Avea o coadă pe care puteai să dai. Ți-mi minte vorba aia când eram mic, cel puțin, toată lumea spunea: nu trage câinii de coadă, nu pune una pe câini pe coadă pe că te mușcă. Ăsta era un câine vagabond care dragostea lui în viață era să îi pui mâna pe coadă, nu să-i dai peste coadă chiar. Gen, avea o coadă foarte încovoiată și eu întindeai de fiecare dată și stăte la chestia asta. Fetița, primul meu câine de la bloc, n-are așa mare poveste, singura chestie e doar că e prima și o țin minte. Uite, povestea cu fetița a fost foarte scurtă și vei fi dezamăgit, dar următorul câine pe listă. Piciu, Machu Picchu. Era un cățel pe care atunci când l-am găsit, am crezut că ori e pe moarte, ori i-a dat foc cineva, ori s-a întâmplat ceva foarte rău cu el, pentru că era plin de smoală. Nu știu dacă era smoală din aia, știți, pe care o folosesc constructorii când dau pe stradă desface gen asfaltul ăla negru. N-am nicio idee. Dacă a picat în așa ceva, dacă a aruncat cineva cu smoală pe el. Ideea e că, nu știu dacă la un moment dat sau un gen într-o săptămână, pe când el dispăruse din fața blocului. Nu ieșeam, ne jucam miuța, mai ieșeam din fața blocului, mergeam la piscină și poveștile alea pe care le-am mai zis. El a dispărut timp de o săptămână. La un moment dat, puf, a dispărut Piciu. Efectiv tot ce făceam toată ziua noi ca și copii, în afară că ne plimbam din ușă în ușă la fiecare bloc, întrebam toți oamenii de pe faleză, de pe stradă, de pe oriunde, dacă ați văzut pe Machu Picchu. În afară că creau că probabil suntem nebuni, pentru că nu știam să ne exprimăm mai mult decât că a fost un cățel mic pe care îl cheamă Machu Picchu și era plin de smoală. L-am găsit! L-am găsit peste o săptămână, la un moment dat, random, deci nici veterinarii n-au scos smoalele pe el, fără smoală pe el, fără nimic pe el. N-au înțeles niciodată care a fost faza cu câinele ăla. Și era ok, dar tot pui, zici că l-a blocat cineva în timp la momentul ăla. Literally a stat cu noi după ce l-am găsit fără smoală, fără nimic, era în stare ok. Ori la un moment dat am făcut niște teorii noi că ăla e fratele lui malefic care l-a înlocuit ca să ia mâncarea și după vreo două săptămâni ceva în genul ăsta, după ce l-am găsit, puf, a dispărut din nou. Pe viață. Nu am văzut niciodată. Teoriile spun că vecina de la etajul 3 l-a luat țară. Ceea ce nu prea se pupa cu altă teorie, și anume de ce ai luat un câine care efectiv e pui pe viață la țară, pentru că de obicei când îți iei un câine la țară, e un câine care să latre cel puțin. Ăsta n-am auzit să latre niciodată. Să impună vreun respect, vreo frică, vreo ce. Ce să impună? Uite puțin la el. Îl iei la țară să ce? Poate în poșetă? Acum, hai să luăm mai întâi pe Lupu. Lupu, denumit de o doamnă de la geam în momentul în care am vrut să-i pun numele, nici n-am apucat să-i pun numele. Nu știu ce nume i-aș fi pus, dar gândiți-vă că următorul nume din listă eu l-am pus, deci diferența dintre un lup și un naginata e destul de mare. Lupu e un câine cu o poveste destul de mișto, și anume că peste el a dat mașina. Nu asta e povestea mișto. Odată veneam de la școală, cum cobor scările sunt o grămadă de tufe și boscheți, practic din aia netăiați de zeci de mii de ani, în care Lupu stătea și se ascundea. Pentru că, cred eu că n-am văzut evenimentul, la drumul de lângă tufele respective, pe unde practic e cel mai mare trafic din Vâlcea, a dat o mașină peste el. S-a târât în tufe să aibă grijă de el. Ei bine, câinele ăsta, peste câinele ăsta, eu am dat din greșeală. Când la un moment dat când treceam pe lângă tufele respective, am auzit un mârâi. Nu venea după tine, nu făcea nimic, doar mârâia așa în sec. Bă, în ziua aia n-am făcut nimic pentru că mi-era frică, îți dai seama, nu mai văzusem câinele la niciodată în fața blocului. Am trecut pe lângă, am mers la mine acasă, frumos, următoarea zi când mă întorceam de la școală, la fel, mârmâr. Bă, în același loc, în aceeași zonă, mă gândeam că poate s-a pus acolo și a făcut culcuri, se pune la fel. M-am apropiat și mi-am dat seama că
văzusem niște sânge, dar nu-mi dăsem seama că el nu se poate mișca. Avea labele, efectiv, toate. Un picior, cred că era mai în regulă la chestia așa. Avea piciorul așa, în zigzag, cum ar veni. Bă, și mi s-a făcut așa milă de el și n-am știut ce să-i fac. M-am dus acasă din ciorba aia pe care nu prea mâncam oricum. Îi puneam în fiecare zi. Mă duceam și îi împingeam cu umbrela așa în tufă, cât un castron de ciorbă, și pe aia trageam castronul înapoi să nu o certe maică-mea, că la un moment dat mă duceam la magazin, luam înghețată și o băgam într-o altă chestie de înghețată mai mare, doar ca să păstrez cutia în care să pun ciorbă, să tot fac așa schimbul ăsta cu el. Îi puneam ciorbă, îi puneam orez, îi păstream jumătate din mâncarea pe care mi-o dădea bunica mea atunci, și ea pleca pe afară, se plimba și așa, și eu fugeam repede să-i dau de mâncare la câine. Bă, și după vreo o lună, două maxim, l-a tot împins mâncare și încet încet apropiindu-mă de el. La început, clar, mă mărea, îi puneam mâncare așa la 5 metri și fugeam. Încet încet mă apropiam din ce în ce mai mult, încercam cu umbrela să împing mâncarea mai încolo. Ideea e că mă apropiasem din ce în ce mai mult de el. La un moment dat, într-o zi, fără nici cea mai mică idee, când am mers la școală, când plecam, nu când mă întorceam, ieșisem din bloc, normal. Bă, și să vezi de acolo, din tufa aia în care tu mergeai în fiecare zi de o lună, două luni de zile, să împingi mâncare, că iese un câine șchiopătând, bă, dar venea, cobora toate scările, toate nebunile aia, bă, venea și mă urmărea peste tot. Simțea, n-am idee cum simțea chestia asta, dar simțea efectiv când ies din bloc. Nu era într-o arie în care să mă vadă, deși, nu, era destul de încolo și după niște tufe. Bă, simțea și venea la mine și mă ducea până la școală, se întorcea acasă, mă ducea până la școală, se întorcea acasă și avea o labă ruptă. La momentul ăla, gen, șchiopăta, venea cu mine peste tot. Bă, și fugea așa șchiop cum era, venea cu mine peste tot. Îi dădeam în continuare mâncare, venea și în spatele blocului, îi dădeam pe la geam. La un moment dat, Lupu, tantia aia cu Lupu, l-a luat la țară. Dar câinele ăsta de la... și cu umbrela așa în tufă, la venea și fugea după mine și mergea până în Ostroven, până în partea alta, 3 km încolo, 3 km încolo, la școală, se întorcea acasă. Unor îl mai găseam, gen, nu știu dacă stătea toată ziua în fața școlii și mă aștepta, dar unor îl mai găseam în fața școlii când ieșeam din școală, din curte, era acolo și venea cu mine acasă. Era efectiv frumos să-l vezi de la ce era la ce a ajuns. Bravo, Lupu, meriți o medalie dacă mai existi. Și... ultimul câine este... bine, și ultimul câine pe care l-am avut eu la bloc este Naginata. Naginata are o poveste mai ciudată, pentru că nu știu cum a venit la bloc. Cert este că de la început de tot, nu știu că dusem de mâncare măcar, țin minte că era taică-mă mereu șuncă de mâncare. De la început de tot, câinele ăsta venea cu mine oriunde. Bă, oriunde. La tenis, la karate, la școală, la not, în fața blocului, în spatele blocului, la magazin, la maică-mea. Oriunde, venea cu mine peste tot, la studiu, la taică-meu, să dea acolo. Îi mai făceam poze din când în când, mergea cu taică-meu acasă. Al dracu câine, cu o coadă încovoiată și cu o poveste, la un moment dat, după ce l-am găsit și a fost primul câine care a sărit pe mine să mă muște cum ar veni, dar nu m-a mușcat, când i-am pus mâna pe mâncare. Tessie nu face chestia asta, na. La câinele ăsta fiind și de stradă, și regula aia, nu puneți mâna pe mâncarea câinelui, că nu știi cum reacționează. E, câinele ăsta i-am aruncat ceva pe jos la un moment dat și țin minte că vroiam să îl iau, să nu știu ce voiam să fac, dar ideea e că i-am pus mâna pe el. Bă, și în secunda 2 s-a urcat cu labele pe mine și a început să mârie. M-am căcat pe mine. A, acolo am fost când mi-am dat seama ce putea să-mi facă și nu mi-a făcut. Na, era un câine de stradă. L-am găsit mare, nu l-am crescut de pui sau ceva. Chestia la el era că avea coada aia super încovoiată, gen coada asta, ai drept una peste ea, eu îndreptai toată ziua. La fel făcea și taică-mea și eu și maică-mea când îl mai găsea. Toți copiii din fața blocului, oamenii pe la magazine, știau drumul, vedeau. Era câinele ăla, știi, care trece mereu prin aceeași zonă. Ca și în filmul ăla cu Hachiko, câinele care își face mereu rondul în fiecare zi, saluta pe toată lumea, trecea pe lângă măcelărie, pe lângă alimentare, pe lângă tot ce vrei, toată lumea știa. Și, te ținut minte, că la un moment dat a dispărut, ca de obicei. Atunci când a dispărut a fost prima oară când am auzit de hinghieri în viața mea. Nu știam ce să ia hinghierii, mai știam din desene că sunt niște oameni care iau câine pe stradă, dar nu știam care e faza cu ei. La un moment dat vine taică-mea acasă și îmi spune: "Bă, vezi că l-a luat pe Naginata." Și l-am întrebat: "Cum adică l-a luat pe Naginata? Cine să-l ia pe Naginata? Asta mergea peste tot singur. L-a luat țară, nu l-a luat hinghierii." Bă, cine a fost nebunul cu taică-s-o de mână, care a mers la primărie să întrebe, să spună? Da, de data aia luaseră toți câinii de pe la blocuri. Bă, și ne-a părut așa rău de el, am stat, cred că, o zi întreagă la primărie să ne milogim pe acolo, să întrebăm de unde vin, unde sunt locurile în care se duc câinii, să-l căutăm, să-l aducem, să-l ala. Bă, și am pus de atunci, am pus așa, câinii de la blocurile respective care erau cumva ai blocului, li se puseseră niște cercei galbeni și îl scăpaserăm pe Naginata de la hinghieri. Bă, dacă l-am adus, era plin de nămol, puțea, slab,
tot ce vrei tu. Dar l-am recuperat. Și după ce l-am recuperat, cred că am mai stat noi cel puțin 2-3 ani. Am stat cu el de la treceri în clase în clase, la rude care mi-au murit, la jocuri pe care le-am jucat. Era efectiv câinele ăla de suflet până la Tessie. Nu știu pe la ce vârstă a plecat, pentru că la un moment dat, iarăși, doamna cu lupul, care efectiv m-a racolat toți câinii de la bloc, l-a luat la țară. Ca să vezi. Da, și asta a fost și neagina ta. Și acum, o chestie mișto pe care am făcut-o cu voi pe Instagram, că v-am zis, dacă aveți un câine, o pisică, o midă, un orice vreți, cred că și pe community v-am zis, dacă aveți așa ceva, să-mi trimiteți poze în DM cu numele lui. Astea sunt animalele legiunii, animalele voastre pe care mi le-ați trimis voi pe Instagram. Să înceapă montajul. Băiatu, dacă tot ai rămas până la final de video, nu uita să dai un like și să te abonezi cu clopoțel dacă ți-a plăcut episodul. Iar după ce ai făcut asta, poți alege scriindu-mi în comentarii care să fie episodul de miercurea viitoare. Vreți să mă mai spun povestea hamsterului meu, Alfonso Piccolino, cel mai al dracu hamster pe care l-am văzut vreodată, care a rupt cu dințișorii lui ăia mici o cușcă de fier și a evadat? Sau să vă povestesc cum am crezut eu că îmbătrânesc de fapt oamenii când era mai mic. Dar acum haide, spor la ales!